Societatea Românească. Oh, God. Deci, soluția pentru societatea românească. Da, a spus, a dat răspuns. Oh, God. Sau trebuie să te cu 200 de ani în urmă, bun, și ce face de acum acolo? Citiți cartea, dar nu există nici acolo nicio soluție. Nu e nicio soluție nici acolo. Dar e ceva, nu e nicio soluție, dar e ceva. Universitățile din România au apărut prin anii 1860, alea moderne. Că mai există o preistorie care nu apare nici în cartea asta. Deci mai există și alte diverse încercări de universități și de academii și începând de prin secolul 15, prima, cred că prima era Cluj la 1480, așa ceva. Nu? Prima universitate. Bun, așa zic ei, dar așa zic și ei, cu jumătate de dură. Cu jumătate de dură. Ba nu, 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 1600. 600. 600. Colegiul iezuit. Ceva colegiul iezuit. Nu, se știe destul de mult despre ăla. 1600, iezuit, trebuie să fie pe contrareformă. Da, evident, exact. Trebuie să fie pe contrareformă. Da. Bun. Noi când am luat modelele astea, am încercat și am tot încercat. Și există un istoric la Iași care s-a ocupat de povestea asta și a căutat documentele și a găsit cum arată justificările, cum arată rapoartele, inclusiv proiectul de fapt nu e o lege, de declarație pe care a citit-o în Parlamentul de Aici Alexandru Ioan Fuza în 64, privind Universitatea de la Iași. Ele se bazează în mare parte pe modelul humboldtian, dar un pic uită partea cu știința. Lor le place numai partea cu națiunea. Păi și una și alta e politică și cultură în același timp și educație. Păi știința e fixă. E cercetare și ajunge și evoluează permanent. Da. Na, deci, cumva asta s-a întâmplat, dar ce e în cartea asta, e o comparație, sau mă rog, apar una lângă alta, cum a fost preluat modelul în Statele Unite și cum a fost preluat modelul în România. Și se vede că în Statele Unite exact partea cu știința e interesată și partea cu națiunea nu e interesată. Și există un punct de vedere oarecum individualist american, și un punct de vedere pe care l-aș numi mai degrabă colectivist, care a contat la noi. Un termen periculos, dar se potrivește aici. Mai e ceva, dacă ne uităm la gradul de, sau hai să zicem, nivelul de complexitate propriu zis filozofică a textelor, textul american, realmente e vorba de prima universitate de tip de cercetare din Statele Unite, care e Johns Hopkins, și textul american e foarte consistent. Daniel Coit Gilman, care a scris acel text, a studiat în Germania pentru a pregăti structura Universității Johns Hopkins, a mai dat o tură și a stat prin vreo 4 universități germane. Nivelul de complexitate și de propriu zis filosofic a textului este remarcabil. Limba e foarte frumoasă. E un text superb. Dacă ne uităm la textele care le-au scris ai noștri aici, este primul lucru care ne frapează e sărăcia limbii. Limba română la 1800, limba engleză la 1860, 70, 80, când a scris Gilman, e engleza de astăzi. Germana lui Kant e aproape germană de astăzi, adică diferențele sunt niciun fel de problemă. Franceza textelor napoleoniene e franceza de astăzi. Româna la 1860 nu este româna de astăzi. E o limbă care încă se caută. E o limbă care de atunci s-a schimbat foarte mult. Asta vorbește un pic despre un anumit... Nu vreau să folosesc cuvinte prea nasoale, dar o formă de lipsă de maturitate culturală a spațiului românesc în acel moment. Și această lipsă de maturitate culturală transpare și în proiectul de reformă, proiect de reformă care e extrem de personalizat.
Dacă mergem câțiva ani mai devreme la prima universitate, să zicem, de influență europeană, e Universitatea Tehnică de la București, asta lui Gheorghe Lasser, sau, mă rog, în alta școală, că nu se numea universitate, în alta școală tehnică. Acolo și când te uiți pe planurile de învățământ, planurile de învățământ sunt atât de personalizate că îți de-a dreptul ciudate. Adică e foarte clar. Gheorghe Lasser știa un pic de topografie, un pic de geometrie descriptivă, un pic de filozofie. Aia preda. Și era o școală în care se făcea filozofie, topografie, geometrie și nu știu ce. Avem un exemplu din istoria. Începe Gheorghe Lasser și se termină cu Cloș. Acum lucrurile astea sunt... România făcea tranziția de la civilizația bizantină către civilizația occidentală. Și limba nu mai era... Asta e important, biserică. Dar nu numai asta, dar elitele se formaseră, de fapt, înainte de a avea acces la literatura europeană, în Constantinopol. Deci primele traduceri, că tot vorbeam de... Noi vorbim de a doua jumătate a secolului XIX, elitele erau formate în Germania... Început de XIX, încă ai elite formate la Constantinopol, care traduc literatura europeană în greacă. Știu. Dar dacă ne gândim la 1860, ăștia sunt deja formați în vest. Deci sunt formați în Germania, sunt formați în Austria, în Franța, chiar în Polonia. Da, sunt formați în alte limbi. Sunt formați în alte limbi, da. Formați în alte limbi. Și diferența între cele trei state. Da, sigur. Care s-a menținut și care a fost importantă. Păi, Ardealul încă nu face parte din... Gheorghe Lasser e ardelean, dar el înființează în alta școală la București, după ce a fost expulzat, de fapt, din Ardeal. Au dat afară. Eu mi-am notat aici un deci, sunt totdeauna mi se... din antenele când aude conexiunea aceasta dintre știința naturii și morală. Deci am privit ca niște sisteme care exercită forțe una asupra altele. Și știința, de exemplu, asupra moralei, acum morala poate să se miște sau nu sub acțiunea forței și din vezi. Cum vezi treaba aceasta? Deci aici e vorba... Cum acționează morala asupra științei naturii și știința naturii asupra moralei? Aici e vorba de următorul lucru. Aici e vorba de știință ca instrument în educație. Morala nu acționează direct asupra științei și știința nu acționează neapărat direct asupra moralei în acest context. În acest context vorbim despre o persoană care se află între ele, care se... Știința e necesară ca să-i deschidă lui gândirea, ca să-l facă capabil de gândire critică, ca să-i educe libertatea, de care are nevoie, de gândirea dezvoltată științific, are nevoie ca să fie capabil să ia decizii morale. Deci asta zice și Kant și Fichte. Dacă nu înțeleasă foarte bine chestia asta, se poate înțelege altceva. Întemeierea moralei pe știință naturală. Nu despre asta este. Morala în adevăr și știința naturii și să ideologizești Da. Naturii. Sau invers, morala să devină o morală care... Cauzală. Da. Determinist. Nu e vorba despre asta. E vorba despre educația omului pentru morală deci și aceasta educația. Știința naturii... Știința naturii este o unealtă ca să le duci pe om, astfel încât să fie capabil să fie moral. Da, deci nu la nivel de cercetare, ci la nivel de educație. Asta, în momentul în care se discută chestiile astea, cercetarea face parte din joc. Dar nu aia empirică, că de fapt e o reacție. Ba da, empirică. Mi se pare că din contră. Că a venit ca reacție tocmai la cercetarea băieților cu bani. Bun, care de fapt își făceau cluburile și acționau în virtutea pasiunilor, pur și simplu, pe fața morală. Bun, n-am povestit. Dar mai există un... Băieții cu bani din Royal Society erau empiriști. Mai există încă un text în care vorbește despre elemente organizatorice. Deci tot un raport adresat regelui în care el vorbește propriu zis despre elemente organizatorice. Ce cum facem, de unde vin banii,
organizare. Și acolo își pune problema asta a relației dintre universitate și academii, academiile de științe, care în momentul ăsta sunt încă asociații. Deci ideea de academie, care e o organizație de cercetare și care face cercetare, propriu zis ea academia, vine din Franța și e încă să zicem, răspândită. Academia de la Berlin este o asociație, la fel cum era Royal Society. Și își pune problema acestei relații și relația este descrisă și discutată destul de pe larg acolo. El propune ca cele două organizații să se ajute reciproc și membrii Academiei să aibă dreptul să predea în universitate. Deci vrea să-i includă pe băieții aia. Nu îi respinge. Nu. Sau vrea să iasă cu polul să-i controleze. Nu l-aș bănui pe Humboldt de tentații de control. Deci, realmente toate lucrurile pe care le-a scris, toată opera lui vorbește despre un liberal, cum ziceam, un liberal individualist care valorizează un fel de autenticitate individuală, care discută în permanență despre felul cum omul trebuie să fie liber. Nu l-aș acuza de... De fapt, când se retrage de la... Asta poate fi un argument interesant. Când se retrage de la conducerea Secretariatului pentru Educație, el deplânge felul cum s-a organizat până la urmă Universitatea de Berlin. Deci zice că n-a ieșit ce trebuia și că planurile lui n-au putut fi puse în practică, planurile lui au căzut sub să zicem, sub controlul altora. Nu știu, aici sunt probabil amănunte care necesită mult, mult mai multă săpătură istorică. Eu am citit câteva cărți de istoria universităților, am citit de istoria universității din Berlin, cam știu ce s-a întâmplat pe acolo în mare, dar nu-mi dau seama exact care a fost motivul nemulțumirii lui. Probabil chestii interumane. Care era structura care o prevede Humboldt, să zicem, raportat la cea medievală pe care Kant încă o are în vedere? Kant încă nu știa altceva. Exact. Și nici Humboldt nu face mare... Și care e, de fapt, revoluția structurală? Revoluția structurală e super simplă. Deci, la Universitatea Medievală avem o facultate filozofică propedeutică, adică aia trebuie să o faci la început, iar după ce ai terminat facultatea filozofică, poți să continui cu altele facultăți, medicină, drept, teologie. Medicină, drept, teologie. Nu există științele naturii până în Universitatea Medievală, care dau titlul de doctor la absolvire. Humboldt ia facultatea de filozofie și o ridică la nivelul celorlalte și zice că toate patru facultățile sunt la fel. Facultatea de filozofie are și ea dreptul să dea titlul de doctor și de atunci apare doctorul în filozofie, PhD-ul cum ar veni, doctorul în filozofie, și științele naturii își au locul în facultatea de filozofie. De aceea, la ora actuală, la majoritatea universităților tradiționale humboldtiene, titlul de doctor e PhD, chiar dacă tu ți-ai dat doctoratul în fizică și așa mai departe. De aici vine. Și în timp, în Germania, facultatea de filozofie crește foarte mult, astfel încât, dacă te uiți și la ora actuală pe un număr de structuri universitare, vei găsi facultatea de filozofie 1, facultatea de filozofie 2, facultatea de filozofie 3, facultatea 1 conține fizică, chimie, biologie, 2 o conține matematică, nu știu ce și așa mai departe. Deci toate astea sunt părți ale facultății de filozofie ridicate la rangul facultăților în alte. Asta e structural reforma care o face Humboldt. Dacă ne uităm, de exemplu, la Universitatea de la Iași, se preia un model similar, dar în facultatea de filozofie, pe lângă matematici și nu mai știu ce se mai bagă acolo, ceea ce e quasi nou, dar nu chiar de tot, pentru că și vechea facultate de filozofie avea ceva matematică. Vechea... Medievală. Avea matematică. Bun, era structura boiețiană. Exact. Quadrivium și quadrivium. Exact. Dar ce apare la ea și interesant este că în facultatea de filozofie există și o secție de inginerie.
Dar e un împrumut francez. Cât sună asta? Aici știm la aia ce s-a întâmplat. A fost o s-au tras niște spori serioase. Era un consul al Franței foarte influent la Iași, care în prima fază a propus el o universitate care trebuia să fie pe model napoleonian. Trebuia să fie un fel de grande école. Din asta tehnică, ingineri și numai asta. A intrat în conflict cu, cu germanii de la Iași, cu cei educați în Germania, care vreau o universitate de tip umboltian. Și a ieșit cu un talmeș-balmeș din chestia asta. Primul document e așa un jumii-jumat. Dar ăla nu ajunge să fie citit de Cuza public. Nu știm dacă l-a citit. Dar al doilea document pe care îl citește în Parlament, în dietă, e documentul germanofililor cu această mică concesie care la filozofie se va face și un pic de inginerie acordate francofililor. Am și eu o întrebare. M-a tangențial legat de expunerea noastră. Mare parte din viața mea s-a desfășurat în perioada de înainte de 90. Când am fost în învățământ. Atunci, titulatura ministerului era Ministerul Învățământului și Educației. Și pentru noi, care eram învățăcei și pe urmă, astfel era foarte clar ce înseamnă învăța, ce înseamnă educa. Și pentru mine și acum așa e clar. Dar acum nu se mai folosește această titulatură. Acum totul este educație. Și eu cred că se face o mare confuzie. Pentru că prin educație înțelegem educația morală, adică eu cel puțin așa o înțeleg, înțeleg educația unor abilități, unor care există deja în învățământul vocațional și așa mai departe. Pe de altă parte, învățământul despre științele naturii este învățare. Așa cred eu, sau așa știu eu. Nu este educație. Iar acest cuvânt din vocabularul românesc acum a dispărut. Noi nu mai facem învățământ. Noi facem numai educație. Și eu cred că asta duce la niște confuzii. Cel puțin așa mi se pare mie. Că bietul dascăl când iasă din facultate și vine la școală, în mod normal ar trebui să se ocupe de educație dacă el face, a învățat educație. Nu de învățământ. Dar el face tot aia ce se făcea înainte. Învățământ cu educația nu se făcea grozav nici înainte, nici acum. Asta este o altă problemă. Eu vorbesc de titulatură. Și de ce învățam noi la psihologie? Și de ce învățam la psihologie? Și de ce învățam la metodică? La metodica fiecarei discipline. Puteți să lămuriți, dacă puteți, și dacă există o lămurire pentru chestiunea aceasta. De ce a dispărut din limbajul... Cuvântul învățământ. Nu se mai învață. Se educă, dar nu se mai învață. Exact. Poate luăm în discuție cu asta. Dar de-aia am pus problema. O propune, o... Sincer, de-aia am pus problema. Nu m-am gândit la chestia asta și e greu acum să... Cred că conceptul de educație s-a lărgit la ora actuală și conține ambele lucruri. Chiar nu sună la Ministerul Educației Naționale. Să spun și eu ceva. Am impresia că s-au produs niște modificări pe parcursul etapelor modernismului în România. Sigur, sunt niște metamorfoze care nu sunt doar din lăuntru, sunt și printr-o infuzie străină. Sigur. De exemplu, pe vremea lui Cuza, se știe că au venit foarte mulți evrei în țară. Ei, fiind obișnuiți cu adaptarea, neavând o țară, a fost foarte abil. Întotdeauna au avut oameni foarte bine instruiți. Oamenii lor, când au venit la noi, din câte am văzut în istorie, au internaționalizat cumva și România și modul de înțelegere, modul de învățare. În problema educației, mult, mult mai târziu încep să conteze evrei. În primul rând, ei n-au fost primiți în universități la început. Mm-hmm.
Și în al doilea rând, ce au făcut școli separate? Au avut școli separate, n-au fost în școli de românești, cel puțin la început, primare. Așa că până să ajungă ei să influențeze educația, a mai durat câteva decenii bune. Da, vorbeați de limba română, care nu mai este cu cea de altă dată. Da. Știu, de exemplu, că în Academia Română, și acum contează în lingvistica română, sunt două mari cărți ale doi mari specialiști evrei, Gaston și mai știu care. Da, mă rog, eu știam, Șeleanu, vedeți că știți mai bine. Grau. Bun. Păi deci, dacă se vreau, știu. Bun. Și aici poate se poate înțelege de ce s-a schimbat și topica. Spre exemplu, de ce nu mai spunem fostam la sediile imaginare și spunem am fost la sediile imaginare. Și nu mai seamănă cu acea limbă. Dar la Sibiu, în Șchii Brașovului, unde este un depozit foarte mare de carte românească vechi de secole, am discutat cu cel care este custodele și cercetătorul de acolo, care are tratate deja scrise în zecile de ani în care a stat în acel depozit și mi-a arătat prefațele cărților, ca să spuneți, cărțile de cult erau o influență slavonă, că veneau de acolo slujbele. Dar dacă te uiți la prefață, prefața, limba din prefață de atunci, este identică cu limba de la începutul secolului 20 de la noi. La francez nu e la fel, deci aici puțin vă contrazic în ce ați spus. Da, la franci, nu școala ardeleană, nu. E vorba de... Nu, e vorba de limba română vorbită, pentru că e vorba de cărți bisericești care au fost editate în Moldova, în Țara Românească, în Ardeal. Deci e vorba un mod de a vorbi care era foarte bine structurat. De exemplu, francii de la vremea respectivă vorbeau altceva decât franceza de acum. Shakespeare vorbeau altă engleză decât englezii de acum. Bun, dar Shakespeare e mult mai devreme. Shakespeare e mult în 1500... Păi, și eu vorbesc aici de cărți începând de la 1300 de scrie. Care sunt. De ani de zile se pune problema retraducerii din engleza modernă. Și nu s-a făcut parcă? Au fost tentative, dar nu sunt mulțumitoare. Ah, ok. Deci, de asta spun, s-au produs niște modificări pe parcurs, de aia nu mai seamănă limba. Adică, într-un fel, infuzia care a venit a ajutat la internaționalizarea României și a modului de a gândi, a modului de relaționare și de aceea posibil ca noi să nu ne mai potrivim cu cei din 1800. Dar cred că, de fapt, ceea ce vrei tu să spui e altceva, și anume că la 1850, Româna nu era atât de modernizată ca și alte limbi. Exact. Europene, da. Germană era sau franceză. Germana din 1850 sau 20 este aproape identică cu cea de azi, pentru că la 1820 era modernizată. În schimb, româna, la 1820, încă era arhaică, de fapt își căuta terminologia. Că e exact. Vorba de traseu pe care îl parcurge dinspre lecturile din greacă și slavonă, educația la Constantinopol era greacă. Da. Înspre educația de limbă germană și ulterior franceză. Da. Practic, noi și azi ne căutăm vocabularul. Nu avem dificultăți când citim cărți tehnice și nu vorbesc de literatură, care sigur e tradusă și retradusă, cărți profesionale. Nu mai știi cum să zici la termen, pentru că sunt englezisme, sunt franțuzisme, sunt tot felul de importuri, nu? Și nu le mai înțelegi. Uitați-vă! Vocabularul din IT. Nu mai știi cum să numești meniurile dintr-un soft, dintr-un computer, pentru că am fost obișnuit să le numim în engleză, fiindcă am început în timp să folosim softurile în engleză. După ce s-a tradus Windows și toate celelalte, mi se pare ciudat să zicem vizualizare, panoramare, nu-ți sună nici cum. Exact același fenomen s-a întâmplat și în mijlocul secolului XIX. Nu mai sunau termeni și atunci trebuie să reînveți. Există, e un pic mai grav decât atât, dacă există și o inconstanță a termenilor. Deci, dacă te uiți de acum, ok, amestec un pic și textele lui Lazar și cele care apar la Iași, dar există o inconstanță a termenilor. Nu, anumiți termeni care ar trebui să fie cumva stabili, nu mă refer la limbaj literar, ci limbaj administrativ, birocratic, sunt în căutare, în schimbare. Ceea ce poate să însemne exact această trecere de la
relaționarea cu lumea bizantină, la relaționarea occidentală, pentru că marele curent de idei din perioada lui Husa este unul de occidentalizare. Fie că e germană, fie că e franceză, dar aia e o perioadă foarte puternică de occidentalizare și de rupere față și de Rusia și de Imperiu. Aici spuneam că au avut aport, probabil, cum a spus dumneavoastră, ulterior evrei, care au mult mai abil la mecanismul ăsta. Eu sunt sceptic, pentru că evreii care au venit atunci în România nu au prea avut acces la cercurile de putere sau de decizie. Asta e din câte știu. Nu, așa e. N-au avut acces, n-au nici drepturi. N-au avut drepturi. Primarul s-a dat drepturi evreilor în 1923 și era sub influența occidentală. Da, până atunci altfel nu erau cetățeni, erau pământeni. Nu erau cetățeni, nu aveau. Deci, sigur, erau comercianți mulți dintre ei. Deci, erau. Viața de zi cu zi s-ar putea să fi contat mult. În special în Moldova, unde erau în număr mare. Dar în poziții decizionale nu veți găsi niciunul. La 1848, printre revoluționari, mai e câte unul. Da, atât. Păi unul e. Rosenthal, care a făcut... Nu, mai e unul. Care a venit de la Budapesta și a făcut pictura aia. Mai e unul sau doi care n-au nume evreiești. Ăsta, Barbu Iscovescu, cred că era... Iscovescu, primul pictor cult. Era evreu și, nu știu, mai e cât mai e cineva. Dar ăștia, practic, erau într-un cerc, să zicem, boem revoluționar, care erau mult mai deschise, era totul altceva. Când s-a instituționalizat, practic, politica românească nu. Da, nu, că nu mai avem. Prietenii noștri vor să plece. De-aia semnele astea pe sub masă. Picioarele date pe sub masă erau... N-au fost picioare. N-am ajuns acolo. Dacă doriți, sigur, putem lua decizia, ajunge la consensul, că încheiem. Dacă nu știu, dacă mai sunt lucruri de clarificat, profităm, puteți profita de documentare pe care... Noi să profităm de el prim, da. Vom mai uitați la noi. Aș întinde puțin, prin îndrăznelă, termenul de universitate, dar văd că au apărut pseudo-universități, că nu pot să le spun, n-au o seriozitate. Cele prin corespondență și așa mai departe. Da. Și am vrut să fac o glumă. Oare cumva e o tendință de întoarcere la universitățile peripatetice din Alexandria? Păi, alea nu erau universități. Da. Nu, există, eu în anii 90 se promova intens în România o chestie numită American University by Mail. Da. Și trimiteau prin poștă niște broșuri, niște cursuri. De păcăleală, da. Da, și eu am avut contact cu ea, dar am văzut ce. Nu, eu eram, mă pregăteam să dau la facultate, nu știu, am văzut ce e chestia. Și odată pe lună se adunau toți la Institutul Iorga din București, în aula aia mare, sau pe semestru, nu mai știu. Dar în orice caz era o chestie de asta, se trimiteau acasă niște plicuri cu cursuri, și odată pe semestru mergeau acolo la o discuție, că nu era examen, era ceva. Ce chestia asta? Aia nu știu ce a fost, dar sunt mai multe modele de învățământ la distanță. Cel mai de succes e și destul de prestigios e University of Phoenix, Arizona, care e universitate cu învățământ la distanță, e de fapt cea mai mare universitate din lume, pentru care nu știu câte, nu știu, milioane de studenți, poate știi mai bine de ei, că ești aproape. Bine, este, cum spui, peste tot, se bazează pe online, dar modelul cursurilor online, așa, este ceva adoptat de orice universitate. Da, dar diferența mare e faptul că îți dau credențialul. Da. Pentru că MOOC-urile astea care sunt peste tot nu îți permit, de fapt, să-ți iei diploma. Ba, deci sunt cursuri, care poți să-ți faci creditele, le faci online, Cele, dar timp cât
Da, e destul de... sistemul este foarte strict din punct de vedere al timingului, că trebuie să depui toate lucrările, temele, nu știu ce, deci sunt pe baza asta. Dar funcționează. Da, și în Anglia e una destul de bine văzută, de Open University, tot așa cum o ținut la distanță. Tot pe primul ăsta. Da. Există online. Întâlniri pe tip Skype, adică da. Seminarii pe Skype. Deci... Unde? Unde mi-a spus, domnule? Bine. Bun. Mulțumim, Robert, pentru cu drag. Ai fost cu noi și ne-ai eu. Vă mulțumesc că m-ați chemat. A fost o bucurie.